Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor. Alături de mine este domnul primar Adrian Dobre. Rămăsesem să discutăm despre CSM la situația actuală. Ne-ați explicat ce s-a întâmplat cu auditul făcut anul trecut, la sfârșitul anului, de fapt. Faptul că el n-a ajuns în atenția direcției economice, acest audit, și că nu s-au putut dispune niște măsuri care să redreseze din timp situația. Dumneavoastră a spus o chestie și aș vrea să o combat cu permisiunea noastră, și anume faptul că nu elimini sau, cum a zis dumneavoastră, nu dai afară capitanul după vas sau nu îl arunci peste bord dacă corabia nu merge. Eu aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, că nu suntem totuși, nu putem face această similitudine, pentru că atunci când vezi că cineva nu face decât să distrugă, pentru că în momentul ăsta, și dacă mă apuc să scriu, credeți-mă că sunt o grămadă de lucruri de aflat, dar eu am încercat și l-am sprijinit pe domnul Stoichiciu în ideea de a salva ce e de salvat. Domnia sa foarte greu înțelege niște lucruri și nu înțeleg de ce rămâne atât de mult acolo, în condițiile în care s-ar putea ca totul să se întoarcă împotriva domniei sale. Că sunt niște lucruri care nu sunt tocmai ok. Eu, încă o dată, repet, vreau să mă bărbieresc cât mai curând și să nu mai protestez până și de domnul Stoichiciu demisia. Și aș vrea să vă întreb ce știți despre acest lucru. Știu că v-am întrebat, dar ați schivat așa frumos. Ce știți despre acest lucru în legătură cu demisia domnului Stoichiciu? V-am spus, este o chestiune unilaterală. Să apropie sfârșitul de contract acum pe 28 septembrie. De fapt, stați un pic, că nu e problema de demisia domnului Stoichiciu. Punctul meu de vedere... Pe 28 se termină contractul. Din punctul meu de vedere... Pentru mine lucrurile într-un fel s-au clarificat. Asta nu înseamnă că soluțiile pe care noi le-am găsit pentru continuarea activității de acolo sunt și în sensul în care am putea susține, nu că din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere legal. Legal, nu? Da? Am putea susține întru totul anumite activități sportive cu, da? Și mă refer aici la nivelul la care se ajunsese pentru handball sau pentru basket. Problema este în felul următor. Legea nu specifică foarte clar cum poți susține financiar un sportiv, cum poți să-l plătești. Inclusiv legea sportului, care este foarte ambiguă și nu o spun eu, care în domeniul acesta al legislației sportive sunt un novice. Da. Am citit în ultima perioadă de timp foarte mult, dar nu cred că am reușit să acumulez tot ce trebuia să acumulez pe domeniul respectiv. În schimb, o spun specialiști din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. A fost o conferință în luna iulie anul acesta, tocmai pe tema acestei legi controversate a sportului, în care se încearcă clarificarea modului în care o autoritate publică locală se poate implica în sport. Iar la această conferință, directorul general al Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Căpățână, a afirmat foarte clar că până la momentul conferinței respective, dânsul n-a identificat variantele legale prin care un sportiv poate fi plătit. O spune cu subiect și predicat. Mai mult decât atât, există adrese care s-au întors ca răspuns la adresele pe care noi le-am făcut în cadrul primăriei, de exemplu, Ministerul de Finanțe, care spune că, de exemplu, hotărârea de guvern 1447 per 2007 se adresează autorităților centrale, Comitetului Olimpic Român, federațiilor sportive și reprezentanților din teritoriul al Ministerului. Dar nu vorbește de autoritatea publică locală. Sau vorbește de cluburile care sunt în subordinea autorității publice locale. Domn primar, dați-mi voie să vă întrerup un pic și o spun de fiecare dată când e cazul. Aveți în partid, fiecare din cei care sunteți în Consiliul Local, aveți parlamentari. Este ușor... Pe masa Parlamentului în momentul de față și în dezbatere publică, din luna iulie, cel puțin am văzut aceste lucruri, există această modificare a legii sportului. Dar din păcate, cel puțin articolele pe care eu le-am văzut, nu sunt în favoarea dezvoltării unui sport așa cum a fost practicat
pentru anumite secții la CSM. Acolo spune foarte clar că autoritatea publică locală poate să dea acea indemnizație sportivilor. Asta vreau să vă întreb. Dar o indemnizație, întorcându-ne la 1447, da? Înseamnă 900 de lei pentru un sportiv care este campion național sau olimpic, care este, așa, în lotul olimpic sau în lotul național, și 600 de lei pentru sportivii care, bun, au un anumit, nu știu și eu, de ce de 11 luni nu s-a dat nicio indemnizație la copii ăștia care sunt la juniori, de exemplu. Nu s-a dat nicio indemnizație, bun, la antrenori. Și am rămas extrem de surprins, da? Să aflu de la antrenorul de atletism, da? Pe care îl cunosc și îl cunosc de când era mai mic, pentru că și eu am făcut atletism la o anumită perioadă a vieții, da? Da? Să-mi spună că cel care este unul dintre cei mai cunoscuți maratoniști români, da, nu și-a primit indemnizația, cum spuneați dumneavoastră, de 11 luni. E normal așa? Dar aici, fetele aici, astea dar aici, dar aici nu este, și asta nu este vina doamnei Crăciunoiu. Nu este vina doamnei Crăciunoiu. Aici, este, aici trebuie să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat în CSM. Adică vreți să spuneți că s-au cerut acești bani, s-au dat acești bani, da? Nu, s-au cerut sumele de bani aferente fiecărei indemnizației, luni, da? Fiecărei luni, da? Din parte, de către CSM s-au virat sumele respective și trebuiau să facă plățile către sportivi, către, așa, către cheltuielile, da, pe care le aveau, către indemnizații. Așa. Către... Și unde s-au dus bani? De ce s-a cine ajuns? Decide cu banii ăștia? Cine decide că păi e vorba de bani? Ordonatorul terțiar de credite este condus directorul de instituției. Da? Da? Deci banii s-au dus. Și vorbim de capitanul corabiei, care nu trebuie să părăsească corabia? Hai să trecem peste, domnul primar. Nu vreau să trec peste și vreau să spun un singur lucru. Să știți că am avut și eu nevoie de vreo 2 luni de zile ca să mă clarific asupra întregii situații de acolo. Pentru că inițial am fost dus pe o pistă greșită, mergând pe ideea PFA-ului, da? Care se poate demonstra că da sau nu, poate să fie o chestiune faptul că un sportiv lucrează sub PFA sau nu, dar problema de fond este legalitatea modului în care cheltuiești banul public. Pentru că banul public, de exemplu, poți să-l dai în cazurile respective fie pe un contract de muncă, iar dacă prestezi un serviciu, în mod normal, conform legii, în mod normal sau de regulă, ca să, da, folosim o exprimare la modă, de regulă, da, o faci pentru o metodă de achiziție. Sau te uiți să vezi dacă ai o excepție de la variantele de achiziție. Ceea ce este puțin probabil că s-a întâmplat la CSM sau mai mult ca sigur nu. Există niște criterii, din ce știu, aprobate de Consiliul de Supraveghere sau Consiliul de Administrație, nu mai rețin exact, apropo de salarizare. Da, dar ele trebuiau să fie în concordanță cu ceea ce spunea la momentul respectiv ordonanța 34. Am înțeles. Haideți că mai avem un telefon pe fir, dar înainte de a lua telefonul aș vrea să vă spun un lucru. Astăzi au jucat în teren, în contul echipei CSM, 10 junioare câte au fost. Fetele alea n-au nicio indemnizație. Vă rog foarte mult să remediați această situație cu indemnizațiile și cei care nu au dat, dacă s-au virat, așa cum spuneți, banii pe indemnizații către CSM și nu s-au dat către acești sportivi și antrenori sau cine beneficiază, vă rog să luați măsurile necesare. Și de acum încolo măcar să dați acestor copile care astăzi s-au bătut cu niște femei în toată regula, să le dați veniturile care se cuvin. Haideți să luăm telefonul și după aia revenim. Îmi cer scuze, dar m-am ambalat un pic. Bună seara! Bună seara! Un singur lucru aș vrea să-i spui, domnului primar. Vă rog. O să pierde niște mii de voturi acum în decembrie. Să ce? Pentru că amețeala asta care ne face de voturi, că să pierde lungă de zile. Alo? Da, scuze, nu înțelegeam ce a zis, dar mi-am dat seama că a zis de voturi, că o să pierdă voturi. Nu da, asta? da. Am înțeles. Astăzi o așteptam să vadă ce se întâmplă în sala sporturilor la meciul de handbal. Ne-a trimis niște copile să joace cu astea din Liga Națională, unde sunt și componenta lotului național al României, locul 3 la mondiale, să joace cu niște juniori. Bun, haideți, dați-mi voie să... Așa, o secundică. Vă rog. Meciul dintre astea să fie până la sfârșitul campionatului cu bătăi de-astea astronomice. Are bani primăria acum să cheltuie pe așa ceva? Până în iulie anul viitor? Să cheltuie pe... A doua problemă. Pe ce? Stați un pic, pe ce să cheltuie bani? Cu echipa asta de junioare, domnule, care o să fie ciuca bătăilor în campionatul de senioare.
o să vă răspund eu, pentru că asta cu junioarele este o idee pe care eu am promovat-o și vă rog să mă credeți că altfel dispărea echipa. Asta a fost toată acest mecanism. De acord cu dumneavoastră. Pare că se regrează în divizia B. Și acolo cine mai ține? Și-l mai întreb pe domnul primar. A umblat și dus în două luni de un sponsor, așa cum umblă toți primarii din Liga Națională. Și cum plătesc primarii din Liga Națională din atâtea județe echipele? Că toți SM-uri sunt. Povești de-astea care le spune domnul primar sau consilierii sau cine le spun, să le spună la copii. A luat orașul ăsta în primire, să rezolve, domnule. Unde sunt sponsorii cum au toate echipele, domnule? Unde sunt? Că e plin orașul de magazine, de fabrici, de uzine, de dracului, nimeni n-a umblat. Inclusiv directorul de la CSN. Îl dați afară din poliție și îl primit directorul acolo, unde așa scrie toate ziarele. Sunt foarte supărat și sfătuiesc pe domn primar să mai vină pe la sala aia sporturilor, dar să nu dea hockey cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Bună seara! Da. Aș vrea să clarific niște lucruri apropo de... și revin un pic la ceea ce s-a întâmplat chiar în perioada iunie-iulie 2016. Când s-a format bugetul pentru acest club, sumele respective, pentru că au fost problemele cu nefinalizarea la termen a proiectelor pe fonduri europene și pentru că primăria era obligată să asigure finanțarea... Două secunde! Nu, vreau să explic ca să se înțeleagă de ce s-a ajuns la junioare astăzi, păi, să se joace cu junioare. Asta... Nu, dar trebuie să trebuie explicat un pic esența. Vă rog! Da? Și pentru că nu existau bani în buget la momentul respectiv și pentru alte lucruri, s-au pus cam jumătate din sumele aferente. Deși nu exista, de exemplu, prevedere bugetară pentru iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2016, în bugetul CSM-ului, conducerea CSM-ului a încheiat contracte pe sume fără să aibă prevedere bugetară. Au fost contracte încheiate inclusiv în luna iulie, deși era scandalul din luna mai, aprilie chiar. Iar aceste contracte, unele dintre ele, sau marea majoritate dintre ele, au fost înscrise la Federația de Handbal în iulie 2017. Cred că vă dați seama că vorbiți tot de o decizie a domnului director. Da? Despre asta vorbim. Bun. Acum, faptul că sportivele respective n-au mai fost plătite din luna mai, aprilie chiar, pentru că în luna aprilie și luna mai o parte din sportive fuseseră plătite cam la jumate din sumele pe care le aveau pe acele contracte de prestări servicii, după 3 luni de zile au avut dreptul să se ducă către federație și să își depună contractele respective. Am înțeles, mai avem un telefon, vă rog să sintetizați. Da. Și ele au dreptul să plece. Pentru că noi ne-am înscris... Au depus memorii. Pentru că noi ne-am înscris într-o ligă europeană, de exemplu, fără ca factorii decidenți din primărie sau fără ca cineva de la CSM să întrebe dacă există finanțare pentru așa ceva. Și ca să nu fim penalizați cu multe lucruri de genul, vreo 50.000 de euro de la Liga Europeană și vreo 25.000 de euro de la Liga din România de handbal, pentru a nu ne trezi în situația în care 3 ani de zile să nu putem participa la competiții de handbal cu acest club, s-a luat această decizie. Deși zilele trecute sau ieri, dacă nu mă înșel eu, sau alaltă, directorul trimisese adresă către federație, a trimis adresă către federație că scoate echipa din ligă. Da, asta este realitatea. De asta s-a ajuns la jur. Domn primar, eu asta am spus-o de sâmbătă și am vorbit cu domnul Bocan de la secretarul general al primăriei când toată al federației. Și am vorbit cu dânsul. Și am vorbit atunci și am zis, domnule, ce cu juniorii. Și am întrebat, domnule, nu mă pricep. Spuneți-mi dumneavoastră ce să fac. Bun. Și dânsul a venit și ne-a spus, domnule, aveți posibilitatea să jucați cu junioarele. Ideea este că eu ce am promovat, ce am zis de junioare, este până se remediază situația, până vă lămuriți cu toți în Consiliul Local, o lună, două, cât o dura, după aia puteți să rezolvați și cu bani și cu acealaltă propunere pe care am făcut-o și anume asocierea, participațiune găsirea, și contractele de mecenat. Exact, găsirea unei variante legale prin care aceste sportive să poată
juca la un club care este exact. În subordinea și puteți degreva de ce v-am propus cu contractul de mecenat să degrevați bugetul și de poate local. Ne ajută Dumnezeu și onor cei care emit ordonanțe de guvern sau care fac legi. Da? Da, modifică această lege și o clarifică a sportului. Să știm și noi, da, domne, conform articolului X, putem să dăm bani sportivilor în varianta asta. Aveți bani pentru a asigura competiția până... Să zicem, eu aș vrea să nu rămână junioarele să se chinuie, să se chinuie practic, fizic vorbind, dar ele chiar sunt foarte talentate. Sumele pentru a participa, sumele care sunt avem pentru, un telefon. Să luăm pentru telefon, competiție, cheltuiele competiționale, arbitri și alte... Alea sunt prevăzute în legea sportului. Da, una la mână și nu sunt niște sume foarte mari pe Bun, care deci bugetul există, poți loca și indemnizațiile și da? Salarizarea... Da. Și aici cu indemnizațiile este o problemă aceea de care vă spuneam eu cu hotărârea 1447. Da, am înțeles. O să verificăm și acolo și poate într-o emisiune viitoare revenim strict. Vă promit că vă invit strict cu cei de la CSM să discutăm aici și să încercăm să rezolvăm situația cât se poate. Bună seara, îmi cer scuze. Bună seara. Am și eu o problemă. Nu prea ne încredește până cetățenii CSM-ul. Am înțeles. Ok, fiecare are... O să fie o iarnă. Autobuzele care sunt în transport acum sunt foarte vechi. Urma să discutăm și de CSM, de TCE. Avem pe ordinea de zi și TCE-ul. Da, imediat era subiectul. Da, tocmai asta e. Că nu ne încălzește sportul. Am înțeles. Ok, e punctul ăsta de vedere. Bun, deci întrebarea este legată de autobuze, da? Să dacă... se schimbe autobuzele vechi, să iau o metodă. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru intervenție. O seară bună vă doresc. Domnul primar, ajungem la TCM. Am epuizat CSM-ul pentru că aia, chiar vă rog, îmi promiteți că veniți într-o emisiune cu cei de la CSM în două săptămâni cât oricând. O fi. Da? Vă mulțumesc mult, o iau de cu bun. Cu hârtiile, poate între timp mai ne vin și niște răspunsuri care n-au venit de 45 de zile, chiar 50 de zile de la Ministerul Tineretului și Sportului. Un răspuns oficial. Mi s-a trimis decât o minută. În care să citim între rânduri ce au spus unii și alții pe acolo. Am înțeles. Vedem. Acum depinde și ce faceți după 28 încolo sau ce decideți pe 28. Să știți că nu acest lucru va aduce înapoi handbalul de performanță sau nu. Nu, dar nu. Trebuie să și clarificarea să legii în primul rând. Da, dar trebuie să faceți și la mână. O strategie. Doi. Strategie pentru ceea ce se poate face la CSM în momentul de față există. Domnule, haideți să depășim momentul. Și o să o prezentăm în Consiliu probabil sau până la sfârșitul lunii, pentru că trebuie să luate niște decizii foarte clare. Ați acceptat invitația și de-abia aștept să discutăm cu toții doar pe CSM în momentul în care în 2-3 săptămâni. Haideți să discutăm despre TCE. Iarăși o problemă, domnul care a intervenit era chiar pe ordinea de zi ce aveam de discutat, TCE-ul, ce-i cu el? Redresare, ieri am avut o emisiune cu doamna Ionelia Enescu, directorul interimar, o doamnă chiar foarte bine pregătită, sincer să fiu, mi-a plăcut discuția domniei sale, nu lucrează de 30 de ani acolo de pomană, chiar știe despre ce e vorba. Și aș vrea să-mi spuneți... există vreo soluție pentru redresare? Există vreo soluție pentru, cum spunea telespectatorul, pentru achiziționarea unor alte autobuze care să înlocuiască Icarusurile alea de 100 de ani și care poluează și consumă și mult? Sunt soluții. Chiar am avut săptămâna trecută o întâlnire cu reprezentanții unei societăți de leasing operațional. A fost mai mult o discuție exploratorie pentru că automat trebuie să vii în fața Consiliului să prezinți un proiect bine fundamentat ca să poți să faci următorii pași. Dar pentru asta trebuie să ne luăm toate datele. Există, de exemplu, posibilitatea unui leasing operațional susținut de către Primăria Municipiului Ploiești, în care pot fi luate, să spunem, sub formă cam de chirie, într-un fel, aceste autobuze, într-un număr destul de ridicat, 25-30 de autobuze, de top. Da. Și prin acest tip de leasing operațional, absolut toate cheltuielile care, să spunem, materiale pe care le dezvoltă un autobuz, cu excepția combustibilului, și când vorbesc de aceste cheltuieli, vorbesc de întreținere, de cauciucuri, de asigurări, de tot ce înseamnă, da? Sunt susținute prin acest leasing.
Singurele lucruri pe care, să spunem, în mare trebuie să le pună societatea, fiind motorina și, bineînțeles, persoana care trebuie să conducă autobuzul respectiv. Acum suntem în studiu să vedem ce ar însemna scoaterea autobuzelor vechi, pentru că acolo avem cheltuieli foarte mari cu mentenanța, cu piesele, cu consumurile, cu staționarea. Un autobuz care stă și nu circulă aduce cheltuieli enorme societății. Și s-ar putea ca suma pe care noi trebuie să o plătim lunar pentru fiecare autobuz în parte să fie foarte mult redusă de cheltuielile care există în momentul de față în societate pentru un autobuz vechi. Lucrurile acestea trebuie, bineînțeles, cuantificate, apoi discutat cu Consiliul Local și luat această decizie. Iar dacă cei din Consiliul Local sunt de acord cu acest lucru, se poate desfășura apoi o operațiune, o procedură de licitație în vederea obținerii prin această variantă autobuzelor. Mai pot fi și alte soluții. Și să elimina spalaicarul, celălalt exact, care n-au distrus. Exact. Este o variantă. Este o variantă. O altă chestie care aș vrea să o discutăm de TCE, care am remarcat-o ieri, a fost faptul că există această posibilitate și doamna îmi spunea că a depus documentația la dumneavoastră la primărie pentru eșalonarea datoriei pe care o mai are TCE-ul la ANAF. Atenție, atenție, există această posibilitate în paralel mergându-se cu un plan de restructurare. Dacă nu demonstrezi, asta n-am că ești, interesul ieri. Dacă nu demonstrezi că ești capabil să reduci cheltuielile sau să mărești veniturile, astfel încât tu să poți susține cheltuielile curente. Și vă referiți cumva și la parte disponibilizare? Și o parte, înseamnă o restructurare a cheltuielor, care poate să restructurarea cheltuielor, nu a personalului, că eu înțelesem de... Poate la un dat să fie o componentă, o restructurare de aici, trebuie cei care manageriază acolo situația. Nu, da? Deci am înțeles, nu s-a pus problema restructurării de personal. Deocamdată nu, pentru în stadiul în care se află TC-ul în momentul de față, este nevoie de personalul care există acolo. Bun, deci o restructurare care să demonstreze că societatea, prin veniturile pe care le obține, poate să susțină cheltuielile curente și o parte din cheltuielile din trecut, atunci da, se poate face această eșalonare. Dacă nu, este o problemă. Una din variante, de exemplu, tot discutam de reducerea cheltuielilor, este aceasta. Vii cu un autobuz nou, nu mai ai cheltuieli de mentenanță, nu mai ai staționare, nu mai ai alte lucruri pe care le incumbă o astfel. Ai un consum mai mic de combustibil, sunt și alte lucruri benefice, plus aspectul, plus confortul, plus da, toate lucrurile celelalte. Și grija pentru persoanele cu handicap, că luați da, vreau să vă spun că primăria este pe un mare minus aici, chiar da, avem o atenționare venită din partea celor care se ocupă de aceste lucruri, corect, și așa este, da? Și atunci, da, poți veni și spune, da, faci eșalonare. Trebuie să luate deciziile rapid. Pentru că, din păcate, lună de lună, se pierd nivelul cheltuielor... 800.000 de lei pe lună. Da. Da. Nivelul cheltuielor este mai mare decât nivelul veniturilor, cam aproximativ 800.000 de lei. Am înțeles. Eu vreau doar să subliniez faptul că poate ar trebui să mișcați un pic lucrurile în sensul ăsta de a depune documentația pentru această eșalonare, chiar cu condițiile pe care dumneavoastră le-ați spus mai devreme. Revin un pic la CSM, că nu pot să nu las spectatorul să nu vă spună ceea ce are de spus. Este vorba de tatăl unui sportiv de acolo care spune să schimbe directorul actual și să angajeze un om cu adevărat responsabil care să aducă și sponsor la club. E o variantă. Da, apropo, probabil că este fiind tatăl unui tânăr de acolo, pentru ceea ce înseamnă sportul acesta practicat de juniori, de copii, de tineri. Asta este indemnizație. Nu numai de indemnizație, se pune problema antrenorilor. Că și aici este o problemă, că așa cum nici sportivii nu pot să-i plătești, să zicem, printr-un contract de prestări servicii, teoretic niciun antrenor. Numai că la antrenori este o diferență. Antrenorii au pe legea achizițiilor cod CVP și atunci poți crea pentru ei, poți crea și aștept chiar mâine, aștept un răspuns din partea direcției din partea serviciului de achiziții din primărie, un răspuns în sensul ăsta, să vedem dacă putem să implementăm acest lucru. Poți crea o procedură în conformitate cu ce spune noua lege 98, astfel încât să achiziționezi ca prestare de serviciu cea de antrenorat.
Înțeles. Să vedem dacă reușim să ne încadrăm aici. Și atunci vom reuși să salvăm, prin această metodă, componenta aceasta a sportului pentru juniori și pentru copii. Am înțeles. Și revin cu rugămintea pentru indemnizație să faceți în așa fel să ajungă la copiii ăștia, mai ales la fetele astea care s-au bătut astăzi și au încercat să le dovedească pe acele doamne zdravene care se băteau în teren. Da, oricum este cineva... Da, mare art, aș spune chiar de eroism pe care da, l-a făcut. Da, să știți astăzi, că da, pentru că... Eu știu ce înseamnă și handbalul și... Mă rog, am încercat și eu când eram în clasa 7 și mi-au dat unii două coate în gură, dar am zis ăsta nu-i sport de mine și m-am luat de volei. Vă sugerează domnul George Georgescu că să vă faceți o echipă mai bună de PR, are multe de comunicat, după cum se vede, dar nu are cine comunica, ne spune domnia sa. Dacă tot spune de lucruri neterminate, o să luăm pauză imediat, că mă anunță cu noi, mă omoară, mă scoate MCR-ul, ca să zic așa cum face capatul ăsta. Haideți să luăm pauză și revenim cu ce a zis domnul Georgescu.